Categoria asfaltul palmares, locul 1, Constantin C. Vasile. Vasile, Cocoșul 6, Alessandro. Locul 3, tandemul Constantin Brustan. Categoria viteză pui, loc 1, Carinovi București. Locul 2, Carinovi București. Și locul 3, Carinovi București. La derbiul la etapa Suceava din anul Cucui din anul 2009, loc 1 ocupă și un televizor, domnul Calinovici Mugurel. Yes! Televizorul acordat de tandemul Nicolaescu și Adi. Acum vă premiez cea mai râvnită categorie, dacă vreți, din București, după 3 ani, cred, în care domnul Cocoș a fost neînvins. Loc 1 ocupat anul ăsta la categoria crescătorul anului, tandemul Nicolaescu și Adi. Dar numai cu președintele, unde e președintele? Unde e președintele? Unde e președintele? La pura mireasa! Bravo! Bravo! Mersi! Cine câștigă continuă. Cum 2 ani, mă? Ia zi-mă, mai zi-mă. Crescătorul anului, în anul 2009, locul 2, trioul Cocoș, Mușa și Alessandru. Bravo! Băi, contactă-mi aici. Locul 3, la crescătorul anului 2009, domnul Grigore Iosif. Bravo! Nu mai am pe nimeni.